Tot mai mulți români folosesc trotinetele electrice sau alte vehicule de deplasare pentru a face față traficului aglomerat. Mulți le închiriază, alții le cumpără. Aici este un monociclu electric. Monociclu electric, exact. Ceea ce înseamnă un singur motor electric care practic te poartă în această aglomerație infernală și îți face viața mai ușoară zi de zi și mai ales câștigi timp. Timpul înseamnă bani. Timpul înseamnă că poți să faci altceva în timpul în care ai stat în trafic. Am început în 2015 și de când folosesc acest tip de vehicul, deci monociclu electric, nu am mai simțit nevoia să trec pe un altul. Am încercat monociclu, dar este destul de greu de învățat să mergi pe el și atunci prefer trotineta electrică pentru că e un pic mai ușor, un pic mai simplu de condus. E o dovadă de acrobație să folosești monociclu electric? Nu. Tehnologia self-balance care este în aceste tipuri de vehicule te ajută mai mult, este foarte intuitiv tot. La trotineta electrică ai nevoie, nu știu, de curaj în primul rând, să te sui pe ea și după aia în câteva sute de metri ești ok, te-ai obișnuit să ții echilibru, iar în câteva ore, să zicem, de mers, poți să ieși în trafic, dacă ești suficient de curajos. Apropo de curaj, nu ți-a fost niciodată teamă să ieși în trafic cu trotineta electrică? Poate la început, până m-am obișnuit cu zgomotele din jur, cu camioanele, autocarele care trec pe lângă și fac foarte mult zgomot, dar în principiu nu. Am avut acea doză de inconștiență astfel încât să nu-mi fie frică. Sunt foarte mulți oameni care folosesc trotinete, nu neapărat în București, pentru că și alte orașe din țară sunt foarte aglomerate, în special în orele de vârf, când oamenii vin sau pleacă de la serviciu. Întrebarea cheia zilei, unde e legal? Întrebarea asta, în 2019, răspunsul este că nu știm nici noi. Am primit răspunsul de la Brigada Rutieră că suntem nereglementați, că nu existăm în lege. Și așa este, legea care se ocupă cu reglementarea acestor tipuri de vehicule și circulația pe drumurile publice este din 2002, când în România nu existau trotinete electrice sau monocicluri și atunci noi nu existăm în lege. Anul trecut ne spuneau că suntem vehicul. Când ne spuneau, te referi la poliția rutieră, brigada rutieră. Ne spuneau că avem voie să mergem doar pe carosabil, pentru că trotuarul este destinat doar pietonilor. Și atunci noi, prin cadrul comunității, am încercat să informăm toți conducătorii de trotinete electrice să meargă pe carosabil, pentru că trotuarul este pentru pietoni. Iar în 2019, când i-am întrebat din nou dacă s-a schimbat ceva la lege, ne-au comunicat faptul că nu avem voie pe trotuar, că suntem pietoni, dar nu avem voie nici pe carosabil. Că ar trebui să fim omologați, înmatriculați, înregistrați, doar că legea nu permite vehiculului electric numit trotinetă să fie omologat, să fie înregistrat, dacă n-are șezut, dacă n-are șa. Și atunci suntem cumva prinși între legi și nu știm nici noi pe unde ar trebui să mergem. Prin urmare, avem două variante. Ori să credem că suntem nereglementați, deci ilegali, deci nu avem voie să mergem nicăieri, ori varianta pe care vrem noi să o credem și așa interpretăm și noi legea, bazându-ne pe ce ne-au spus anul trecut cumva, că putem să mergem peste tot, nefiind reglementați. Practic nu ne interzice nimeni să mergem pe carosabil sau să mergem pe trotuar. Și ca o concluzie, dacă am înțeles bine, în România trotineta electrică nu este reglementată? Nu este reglementată. Codul rutier din România nu a ținut pasul cu dezvoltarea tehnologică, iar trotinetele sau alte dispozitive electrice de deplasare urbană nu sunt definite de legislația noastră. Contactați de Hot News, reprezentanții poliției rutiere spun că cei care dețin astfel de vehicule trebuie doar să respecte regulile generale de circulație. Modelele mai performante, care depășesc 25 de km pe oră, pot fi încadrate în categoria mopede. Din partea organelor de poliție, niciodată nu am
fost eu personal oprit și majoritatea colegilor din comunitate nu au fost opriți de către poliție. Dacă noi am încercat să întrebăm agenții de poliție, ne-au spus că nici ei nu știu și că este vorba despre interpretarea legii, fiecare agent cum consideră. Să ne considere pietoni sau să ne considere conducători de vehicule electrice sau de autovehicule chiar. Nu ne-am spus niciodată treceți pe trotuar sau treceți pe carosabil. În Europa și în America, în principal, se întâmplă acest fenomen. E un fenomen care ia amploare de la zi pe zi ce trece și toate autoritățile din toate statele europene, hai să vorbim de UE deocamdată, au această dilemă. În nicio țară, practic, nu poți să spui că este reglementată clar și corect din punctele de vedere ale participanților la trafic, pietonilor sau celor care utilizează vehiculele electrice această deplasare. Deci România nu este oarecum într-un mod în care nu știe ce să facă vis-a-vis de ce se întâmplă în Europa și părerea mea este că ne vom alinia la directiva europeană care se va da în acest sens. O primă directivă europeană care s-a dat în acest sens a fost cea legată de viteza limită, corect? 25. Cea viteza maximă legală care s-a stabilit la 25 de km pe oră. E un prim pas. Acum urmează să vedem ce se decide și prin restul țărilor europene și sunt sigur că și autoritățile de la noi vor lua act și vor pune în practică. Bun, aici deviem un pic oarecum și spunem, ei vor pune în practică, dar infrastructura de acolo le permite să pună în practică niște reguli. Aceleași reguli puse în practică în Uniunea Europeană, poate în România nu pot fi puse în practică. Avem pe unde să mergem? Și să fim safe atât siguri și noi. Și pietonii, și autovehiculele. Eu aici aș pune un punct de un semn de întrebare. Dacă nu aveți pe unde merge, de ce folosiți astfel de vehicule electrice? Nu cred că știi cât e de fan. De ce îl folosim? Ok, lăsând partea de agrement la o parte. Este un mijloc de transport necesar în ziua de astăzi, în orașele precum Bucureștiul sau alte orașe pline de trafic. Este un mijloc de transport care îți eficientizează efectiv timpul, îți pune un zâmbet pe față și economic vorbind, deci luând și partea financiară, pe lângă că virgulă costă mai puțin decât un autovehicul și întreținerea lui este mai mică și costul de încărcare este mai mic, deci overall nu ai de ce să nu-l folosești. Ești mult mai mobil, în sensul că dispozitivele astea sunt mici, ocupă un spațiu mic, sunt relativ ușoare, să zicem, n-au o greutate foarte mare și atunci poți să urci cu ele în lift, poți să cobori cu ele la metrou rabatate, poți să le bași sub birou, ești foarte mobil, nu trebuie să stai să cauți loc de parcare. E adrenalina pe care ți-o oferă, e fun. Dacă respecti pe toată lumea și te respecti și pe tine, eu zic că lucrurile se pot întâmpla într-un mod corect. Tu cu acest monociclu electric mergi pe trotuar? Pe trotuar, da. Pentru că nu mă simt în siguranță pe carosabil. Nu mă simt în siguranță. Este un produs mai puțin vizibil și oamenii nu sunt foarte obișnuiți cu ideea în sine de a merge pe altceva decât cu mașina, dar păi să mai merg și pe o roată pe lângă ei. E prea mult, adică nu sunt sigur că m-ar observa. Care e reacția oamenilor când te văd pe un asemenea vehicul? Gură căscată de obicei și wow și țipete de după, se aud. Nu, reacția e pozitivă și mă bucur că, în primul rând, știu despre ce e vorba. Dacă acum câțiva ani mă întrebau ce este, acum îi aud din spate cum spun, a, uite, un monociclu electric. Deci, educația funcționează, dar este încetul cu încetul. Dar mai spune-mi un dezavantaj al trotinetei electrice. Dezavantajul e că nu prea poți să mergi când plouă, pentru că aluneci pe ploaie, apare acvaplanarea. Iarna nu prea îți vine să mergi pentru că e foarte frig și trebuie să te îmbraci foarte gros. Alt dezavantaj, nu știu, lipsa infrastructurii cred că e un dezavantaj pentru noi. Pentru că nu există piste de biciclete și dacă există sunt doar 3 din 50, doar 3 sunt omologate în prezent. Și starea carosabilului din România nu este tocmai ok
sunt foarte multe gropi, multă mizerie, denivelări la gurile de canal, pe lângă bordură pe unde mergem, și atunci e un risc pe care ne-l asumăm de fiecare dată când ieșim pe stradă. Direcția este în a ne electrifica cu toții în oraș și nu vorbesc numai de aceste vehicule electrice, vorbesc de mașini electrice acum și de stații de încărcare. Aici suntem, adică nu mai pot să spun că acesta este viitorul, eu spun că ăsta este prezentul. Trebuie doar să-l îmbrățișăm și să facem ce trebuie în această direcție, pentru că nu există cale de întoarcere. Ce facem noi să ne protejăm pe noi? El a pus astăzi și a pus cască și a pus și vestă retrovizantă. Eu am venit doar cu casca. Ok. Puteam să fiu și cu și vestea reflectorizantă, dar eu sunt puțin penibil acum, dar vreau să conștientizeze cei cu trotinete electrice că nu e o rușine să folosești asta. Pe timpul zilei eu cred că ești destul de vizibil oricum, exact. Dar clar pe timpul nopții fără așa ceva eu n-aș ieși din casă. Vehiculele electrice de acest tip, indiferent că sunt monociclu sau trotinete, se alimentează într-o priză normală 220, pe care o ai oriunde ești, acasă, la birou, la o cafenea. Nu e nicio problemă, iar încărcătorul este la fel de mic ca unul, să zicem, un încărcător de laptop, tot timpul ai cu tine în ghiozdan. Cât durează încărcarea? Zic bine, o medie de 3 ore. Deci 3 ore pentru un moment. Pentru o încărcare full, da, de la 0 la 100. Și cât, care este autonomia? Un medium e de 30 de kilometri, 25-30 de kilometri. Practic îl încarci dimineața? Sau încarci în timpul nopții, pleci dimineața? Da, pleci dimineața, mergi la birou, ești încărcat deja, ajungi la birou, cât stai la birou poți să-l mai ții în priză, după care folosești ce ai acumulat ca să te mergi înapoi acasă sau să duci să bei o cafea sau te întâlnești cu prietenii în oraș și îți ajunge pentru o zi întreagă. Problema cu încărcat, eu nu văd la vehicule electrice o problemă în a-l încărca. În cazul trotinetelor e la fel, Dan? În cazul trotinetelor, în funcție de buget, îți poți lua o trotinetă care are autonomie 10 km, să zicem. Marea majoritate au autonomie 25-30 de km. Sau dacă ai un buget mai mare, dispui de un buget mai mare, poți să-ți iei o trotinetă care merge 50 de km, 100 de km, 150 de km chiar. Pe care oricum nu-i faci într-o zi, doar dacă faci delivery, habar n-am. Majoritatea își cumpără două încărcătoare, unul acasă, unul la birou, astfel încât să nu stea să-l plimbe de colo-colo, chiar dacă e ușor. Deci tot de la o priză normală. Da, de la o priză normală, sigur. Și o trotinetă cu autonomie mai mică, să zicem, se încarcă într-o oră, două. Iar o trotinetă cu autonomie mai mare se poate încărca și în 10 ore. Dar o încarci în 10 ore de la 0 la 100, cum spunea și Dan. Dar recomandarea este să o încarci cât mai des. Nu trebuie să aștepți să se consume bateria până la 0 să descarce. Poți să o bagi la 70-80%, 60%, să o bagi deja la încărcat. Cu un buget de 1500 până la 4000 de lei, poți să-ți iei orice vehicul cu care să te descurci în deplasarea fără poluare din București. Atât timp cât ai grijă de echipament și ești ok, nu există alte costuri suplimentare. Tot ce trebuie să faci este să-l încarci. Iar costul pentru 100 de kilometri, deplasare 100 de kilometri, e în jur la 60 de bani, 70 de bani. Cam asta e curentul consumat la 100 de kilometri. Cea mai bună combinație este vehicul electric plus metrou. Cel mai rapid, cel mai ieftin.